It's a trap! Salutare lume și bine v-am găsit la un nou Let's Play pe Metindoro Scorpius. După cum știți, este eventul de Crăciun. Și na, deci uite aici dovada. Acest brad mirobolant. Așa, deci e un event ăsta cu ceva cărți pe aici. Și vreau să testez și eu dacă am noroc. Haide, uite aici shop-ul ăsta. O să o cumpărăm de la el. Hai, deschide-te. E un lag infect. Nu știu, dau pe shop-uri să deschide greu. Habar n-am de ce. Cred că s-au apucat mai mulți acum și nu s-au gândit ăștia și habar n-am. Nu știu, e lag. Asta e important. Ia-le. Opa, opa, opa. 6 milioane. Deci am făcut afacere. Hai să ne jucăm. Start. De. Bam, șeptica. Hai. Cum o iau asta așa și pun aici? Nu, aici așa. Ia uite. 6, 6, 6. Bun. Acum să mai ne dea un 6. No. 2, nici atât. 4, n-am ce fac ce cu el. Nici cu ăsta. 5, 5. N-aș renunța la 7-le ăsta. Pa, nici acum am rămas așa, fiat. Am o să ne 6. Bun, deci hai că am avut noroc. 150 scor. Deci aș putea să fac 3, 4, deci așa, sper să nu-mi dea 1 acum. Deci, bam, așa. 3, 4, 5. Și acum să mai dea un optar. Și bam, bam, bam. Perfect. Și am încă un 1 și gata. Da un dat, te rog. Și bam. Piatră magică extraordinară. Bă, ce bulan am, bă. Chiar e a doua, deci dacă are cineva să-i dau ceva la plus, nu mă supăr, îl ajut frumos să-mi dea banul pe ele și îi dau la plus. Event. Start. Sigur. Hai. Avem așa. Ne-ar trebui un 1 sau un 2 sau un 5. Cu ăsta n-avem ce face. Așa, deci am putea face 4, 5, 6, deci scot 2-ul. Hai. Mamă, deci îmi trebuie acum neapărat un 5. 5, 6, mamă, un 5 de roșu. Fii atent că am... Oh, perfect! Am vrut să zic albastru. Așa. Hai că nu e rău deloc cum am început. Mă pricep. Hai mă, un 2 de roșu trebuie. Da, hai că merge și așa. Bum. 10 puncte. Deci a fost cam degeaba astea. 4, 5, 6. Da, merge așa. Cam puțin. N-am ce să fac aici. Să-mi dea... Ne-a un 3 de galben și mi-ar da 40 de puncte, cred. Și scot 5-ul ăsta. Bă, doamne, mă oftic. Hai, fii atent că scot 1 și-mi dă 3 acum. 8, 8, deci ar putea să fac scot 2. Da. 6, 7, 8. Mamă, deci două cărți. Dacă nu sunt 2 de 8 sau nu știu, ceva să mă ajute, mare bronz ce-mi dă. Fai de capul meu. Mă oftic, am luat bronz. N-am ce să fac. Va. Deci asta e a fost o nenorocire de bronz, dă măcar setul înapoi.
Nici atât. N-am avut ce face, n-are nimic. Scot acest 2. Așa, acum... Bă, deci du-te, bă, că... Și acum mai dau un 5. Nu. Uite, bă, nu mai e roșie am. 7, 7, deci... Bă, deci n-aș vrea să renunț de la nimic de aici, nu știu. 8. Bă, deci... Chiar mă oftic, dăm ceva să scap de... Fii atent. Nimic? Bă, dar... Puteam să fac 6, 7, 8, dar... Uite, mai bine fac așa. Nu vreau să anulez, e un mare lag pe acest metin. Doamne, dă-mi un 6, doamne, dă-mi un 6 de albastru. Bă, bă, deci... Hai că l-am pe bulan astăzi. Hai, așa. 5 cărți. Cam slăbuț. Trebuie să fac 250 de puncte. Deci aș putea să fac 6. Un pic e un 5, deci asta n-am ce să fac cu el. Și aș putea să anulez... anulez 4. Am luat bronz din nou. Serios. Dă-mi, te rog, măcar setul înapoi. Bă, nu strică nici XP că n-avem pentru cărți. Știu, s-a dus vremea când eram și așa ca ăștia pe aici. Uite, mă, să iau lua ăsta, 6 milioane. Dar, de fapt, stai. De ce să fac eu asta când știu că e aici cu 5 jumate? Uite aici. Bam. Bam, hai, ăsta e ultimul. Deci, nu mai, n-o să mai dau bani pe așa ceva. Cel puțin mi-a scos banii cu piatra asta magică, dar nu mai vreau să bag bani. Hai, măcar să mai fac ceva acum. Bunicel din prima mână, ca să zic așa. Scot 3 ăsta. Scot 2 ăsta. Mai scot un 2. 4, n-am ce face. Deci... Fii atent, chiar îmi consum cărțile așa. Haide, mă. Bam. Nu, n-am ce să fac. Dau așa pe 80. Aș putea să anulez un trade ăsta. Să-mi dea un 7. Au. 6, 6. Bă, deci e ghinion maxim azi. 6, 6, 6, iluminati. 8, 8, 8. Și... Da. N-am ce face decât să-mi dea 5, 6, 7 sau... Ceva perfect să... Opa! De fapt îmi dă 10 puncte, deci... Bun! Oho! Hai că mi-a scos. Cufărul de argint. Da, mai bine nu mai mi-l scoteam, deci am dat bani degeaba. Bă, gamea și picioarele. Gata, nu mai am, deci fii atent că nu mai am de astea, că sunt molipsitoare, adică vrei să mă joci și mie nu face bine chestia asta, consum bani. Așa. Bă, hai să vă arăt bătălia asta. Deci, uite cum a rămas din atâtea schimbări. Nu vrea să intre nimic bun. Mai mi-am cumpărat una, am zis, bă, în caz de pică pasta, 10 semi s-o vând. Și să schimb după cealaltă pasta. E, n-am apucat să ajung la asta. Nici n-am terminat-o pasta. Deci vă dați și voi seama ce ghinion am avut. Și ce vă propun dacă vă jucați acest server și dacă vă convine acest trade. Dacă aveți nevoie de adaugă, am eu aici 4, mai am vreo 3-4 în depozit, să vă dau o adaugă pe schimbă. Adaugă e mai scump, e 99 MD-uri, na, n-are nimica.
eu am nevoie la momentul de față și cum o să se realizeze acest negoț. Pur și simplu, voi îmi dați un item de valoarea asta, nu știu, 200 de milioane, cam așa. Și schimbați după ea și după aia mi-o vindeți înapoi la prețul de, să zicem, nu știu, cât vă dau eu pe un schimb, plus aia 200 de milioane. Și uite așa am putea face negoțul fără probleme. Ce asta? Ah. Eu uite, mă, s-a găsit un... Asta chiar vrea să-l încing. Are sabie, dar degeaba. Stai, mă, cu minte, mă. Ia, am sabie pe aici. Tai, mai pun și abanul și se dea degeaba. Așa, acum poate să dea cât vrea. Lăsăm până observă că n-are nimic ce să-mi facă. 1-1, lasă-mă, veri, că... Am o să ziceți voi, bă, le-ai refuzat pe ăla. Nu vreau să fac niciun duel până nu-mi termin tot, să știu. Nu vreau să am scuze, uite, bă, că n-am aia. Termin, te după aia dau duel. Indiferent, poate să-i văd și level 30. Ia combinații. Ia stai, mă. Doriți să combin două șarfe? Sigur. Bă, avem o șarfă pe căpățâna asta. Unde se pune șarfa, mă? Nu aici? Dar nu o văd. De ce? Nu știu. Bă, cum dau eu șarfa asta jos din cap? Morții mamii ei. Bă, de ce mi-a ieșit șarfa? Aveam o șarfă pe cap și am pus-o pe asta, mi-a anulat-o pe cealaltă. Bă, aveam două șarfe. Bă, de ce... Bug! Uite. Acum am pus-o dau jos. Eu aveam una pe cap, una era în inventar. De ce s-a făcut bugul ăsta? Oh. Uite, cum mi s-a anulat o eșarfă de-asta. Mai mi s-a anulat o dată. Aveam 200 de cufere clar de lună. Era lag pe server. Nu știu de ce a deschis aia de-alea. Cufere de-alea și făcuse mobi. Și am pus 70 de cufere peste 200. Și s-au băgat, nu știu cum s-au buguit. Și decât 200 mi-au rămas. Nu știu cum, dar... Na, ăsta e al doilea bug, ceva de genul când pierd ceva. Bă, nu m-a oftit, fiindcă n-a fost cine știe ce. Și... Ah, era să zic că a dispărut și cealaltă. O mai am pasta. Bă, și aveam două, deci... Nu știu de ce a... dispărut. Trebuie să-mi arăt aici. Mă rog, chiar nu știu... Da. Vreau să mănânc și eu alea două, poate... Adică arăta altfel înapoi. Dă-le măsă. Așa. Haide să trecem peste asta. Hai să găsim noi o incizie de asta. Uite, mă, bugul vieții, mă. Chiar așa, mă. Ok. Ok. Bă, dar chiar aș putea face bani cu chestiile astea dacă se vând la 12 milioane. Adică iau un dăla cu 6 milioane sau 5 jumate și îl vând pe 12, deci dublu. Ia cât ăsta. Scump. Foarte scump. Ia uite, am mai deschis și ăsta paste pe aici. Uite, o batălie de asta vreau să găsesc. Dar nu găsesc, asta e chestia. Încă n-a vândut FMS-ul, încă e pe aici, toate itemele... n-a mai intrat, n-a mai stat să caut cine vrea, cine nu vrea. Uite, e șarfa asta, nu știu ce face, dar e frumoasă.
Bun, cam acesta a fost și sfârșitul episodului. Ne-a luat puțin cheful cu șarfa aia. N-are mica. Are balta pește. Și ne vedem în episodul următor.